Mulțumesc mult de tot că ați venit astăzi aici la lansarea candidaturii lui Radu Mihaiu, candidatul Dreptei Unite în sectorul 2. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Radu Mihaiu. Radu Mihaiu este o persoană pe care eu personal o admir extrem de mult. Este un om extrem de muncitor, antreprenor, care și-a clădit o viață în afara politicii și care acum vrea să intre în politică pentru a schimba viața cetățenilor din sectorul 2. Cu Radu putem să ne așteptăm la câteva tipuri de măsuri, pentru că îl cunosc și îl știu și știu cum gândește. Putem să ne așteptăm la debirocratizare, putem să ne așteptăm la o primărie care va funcționa mai suplu, care nu-ți va cere la fel de multe hârtii, care nu te va pune pe drumuri degeaba. Putem să ne așteptăm la o primărie care nu va avea sute, mii de angajați care doar să împingă dosare dintr-un birou într-alt. De ce? Pentru că Radu este și informatician și IT-ist și se gândește în termen de digitalizare, de cum să simplificăm procese, cum să facem lucrurile să meargă mai ușor. Sunt câteva ingrediente de care este nevoie în orice primărie și în orice administrație ca lucrurile să meargă mai bine. Aceste ingrediente sunt să funcționeze pe meritocrație, să funcționeze cu o viziune anume, să aibă viziune primarul, să dea o direcție lucrurilor și curaj. Că degeaba ai viziunea de cum ar trebui să iasă lucrurile dacă n-ai curajul să o implementezi. Radu le are pe toate trei. Are și curaj, are și viziune și va și adopta principii de tip meritocratice pentru primărie, tocmai ca cei care muncesc cel mai mult, ca cei care sunt cei mai meritoși, să poată să ocupe funcții mai înalte ca să facă viața cetățenilor mai ușoară. Până acum, primăria sectorului 2 nu a funcționat așa. Vedem foarte multe scandaluri, probleme care au existat, le știm, nu le mai reluăm. Vedem cum zone întregi din sectorul 2, da, Teitoboc, de exemplu, sunt dominate de clanuri interlope, sunt dominate de niște oameni care, cu pârghii politice, cu susținere politică, au reușit să facă viața cetățenilor din sectorul 2 un calvar și mult mai grea. Lucrurile acestea trebuie să înceteze și sunt convins că cu un candidat precum Radu Mihaiu, ele vor înceta. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Suntem aici să prezentăm cel de-al doilea candidat al Alianței USR Plus, care face parte dintre cei 6 candidați de sector. Cei 6 candidați de sector ai Alianței și ai PNL, ai acestei comuniuni pentru București. Au fost negocieri îndelungi și știți discuțiile care au fost în legătură cu candidatul final de la sectorul 2. Cred că este o reușită. Cred că este o reușită că suntem astăzi cu toții aici împreună și vă prezentăm un candidat integru, un candidat care nu a făcut și nu va face compromisuri, un candidat despre care putem să spunem multe lucruri, dar putem să spunem cu siguranță că nu îndeplinește două lucruri pe care le putem spune în general despre politicieni, despre aproape toți politicienii pe care țara asta i-a tot avut până astăzi. Unu, că vorbește mai degrabă decât să facă. Radu Mihaiu e mai degrabă un om al acțiunilor. Doi, că în general mulți dintre politicienii pe care țara asta i-a avut, putem spune că nu și-ar fi găsit un job în mediul privat. Radu Mihaiu este exact opusul acestei vorbe. Radu Mihaiu este unul dintre acei oameni care ar putea oricând să aibă o carieră de succes în domeniul privat și a avut. Radu Mihaiu este un om care vine cu capabilități și vine cu un mindset, cu un fel de a privi lucrurile și de a face lucrurile care lipsește aproape cu desăvârșire în administrația locală și chiar în administrația centrală în România, în foarte multe locuri. Radu Mihaiu poate să facă din sectorul 2 un loc în care să-ți fie drag să trăiești și un loc în care potențialul oamenilor și potențialul locurilor să fie cu adevărat exploatat. Cred că sectorul 2 din București este locul în care te doare cel mai tare sufletul. Dacă mergi de la grădina Icoanei, în toată zona aceea cu clădiri vechi, vezi că aproape fiecare al treilea, al patrulea loc este plin de gunoaie sau este o clădire în care
care de fapt nu ar mai trebui să fie acolo. Vezi, în fiecare, la fiecare pas, de la gunoaiele de pe stradă, de la mizeria în general, din mizeria morală și mizeria din fiecare loc, vezi că lucrurile n-au mers așa cum ar trebui. Și degeaba l-am văzut pe viceprimar, actualul viceprimar, pe stradă foarte des cu oameni care spălau strada. N-am văzut niciodată pe nimeni care să meargă mai des pe stradă cu oameni care spală strada în niciun fel de campanie decât în campania asta. Dacă vă uitați pe Facebook-ul dumnealui, o să vedeți doar asta, cum merge pe stradă și vezi, doamne, se ocupă de curățenia din sector. Curățenia din sector a fost, cred că, ultima prioritate. Am locuit în sectorul ăsta ani de zile, n-am văzut nicăieri atâta mizerie decât pe străzile din sectorul 2. Cred că lucrul ăsta trebuie să înceteze. Curățenie morală, digitalizare și modernizare, asta trebuie să aducă Radu Mihaiu în sectorul 2. Dacă aș avea în continuare buletin de sectorul 2, l-aș vota pe Radu Mihaiu și aș vota Alianța USR Plus pentru Consiliul Local, alături de partenerii din PNL. O să putem să transformăm sectorul 2 și să facem tot Bucureștiul, alături de Nicu Șordan, ceea ce merită cu adevărat să fie și orașul ăsta și oamenii din acest oraș. Vă mulțumesc! Bună ziua și din partea mea! Candidatura lui Radu Mihaiu la sectorul 2 este într-adevăr un exemplu, emblema maturității pe care cele două forțe politice, Partidul Național Liberal și Alianța USR Plus, au avut-o pentru București. Dacă există un sector în care se vede cel mai bine că această alianță a pus deasupra orice obiectivul final, și anume scoaterea PSD din administrația din București, de la capitală până la sectoare, atunci acest lucru se vede cel mai bine la sectorul 2. Sunt parte din această construcție și sunt convinsă că și dumneavoastră înțelegeți că înainte de orice am pus obiectivul nostru final, și anume crearea unei forțe de dreapta care să dovedească putere, care să dovedească maturitate și înțelegere a obiectivului final, care înseamnă înlăturarea PSD din capitală. Și de ce ne dorim acest lucru, cred că se vede cu ochiul liber. Administrația PSD ne ține captivă unui fel de a face politică, ne ține captivă unui model arogant de a face politică în București, o administrație care pune mai presus de orice găștile, interesele financiare ale grupurilor și mai puțin cetățenii orașului și, bineînțeles, ai sectorului 2. Deci dacă există un exemplu, emblemă pentru maturitatea pe care această construcție politică a avut-o în București, atunci sectorul 2 este acest exemplu. Îi doresc succes lui Radu Mihaiu și îi doresc succes gândindu-mă la următorul aspect. Este încurajator pentru toți cei care vor să facă politică în prima linie exemplul pe care Radu Mihaiu ni-l oferă. Și eu sunt prima care înțelege acest lucru și eu am avut șansa să am alături de mine oameni care au avut încredere în mine. Și ascensiunea mea politică în doar 2 ani și jumătate de când am intrat în PNL are legătură cu încrederea care mi-a fost acordată, după care au venit munca mea, seriozitatea, dedicația pentru treburile cetății și, bineînțeles, ambiția să produc rezultate. Îi doresc lui Radu Mihaiu să aibă cel puțin aceeași satisfacție pe care o am eu, și anume că este loc pentru oameni noi în partidele noastre, atât partidele de tipul Partidului Național Liberal, cât și USR Plus. Îi doresc să aibă cel puțin satisfacția pe care o am eu, și anume că există o șansă pentru cei care au intrat în politică, pentru cei care sunt integri, pentru cei care vor să facă o treabă serioasă și care nu uită niciodată că în spatele a oricărui acord politic care constituie forța mandatului lui Radu Mihaiu stă fiecare încredere a oamenilor din sector și a bucureștenilor și a românilor în general. Prin urmare, permiteți-mi în final să le mulțumesc voluntarilor noștri, atât celor din echipa Partidului Național Liberal, Organizația Sectorului 2 condusă de doamna președintă Anisie, cât și voluntarilor USR Plus, care mergând pe stradă și purtând acest mesaj al determinării noastre de a scoate PSD de la conducerea administrației din București, poartă implicit mesajul, speranța pe care trebuie să-l dăm oamenilor că se poate mai bine, că se poate mult mai transparent, că se poate cu adevărat respectuos față de cetățeni. Vreau în final să le mulțumesc colegilor mei din Alianță pentru faptul că am avut împreună, cum spuneam, determinarea, puterea de a lăsa deoparte o serie de lucruri care au stat la baza
discuțiilor noastre și nu am uitat care este obiectivul final, binele cetățenilor din sectorul 2, pentru care Radu Mihaiu va lupta, având în spate echipa Partidului Național Liberal și Alianței USR Plus. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vin în fața dumneavoastră și spun, cetățeanul 2.0 există. Este cetățeanul implicat și responsabil. Administrația locală în București nu există. Și asta nu de ieri de azi, ci de aproximativ 30 de ani. La fel cum nici primarul sectorului 2 nu există. În 2016, Nicușor Dan și cu LUSR a pus bazele, a făcut primul pas spre o administrație locală inteligentă. În 2019, Alianța USR Plus a câștigat la alegerile europarlamentare toate sectoarele din București. Acum, Alianța USR Plus vine cu un plan concret pentru o administrație 2.0, așa cum trebuie să fie ea, în sprijinul cetățenilor. Facem asta cu o echipă tânără, de profesioniști, de cetățeni 2.0, implicați și responsabili. Exponentul acestei echipe pentru sectorul 2 este Radu Mihaiu. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți astăzi, atât voluntarii de la PNL, cât și voluntarii de la USR Plus, cu care acum facem o echipă. Împreună se poate să schimbăm fața sectorului 2. Este o bucurie pentru mine să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră la lansarea candidaturii. Pot să spun nu numai colegului meu Radu Mihaiu, ci prietenului meu Radu Mihaiu. Pot să vă asigur de un lucru, că este un om integru, este un om care știe ce face, este un om care își dorește ca sectorul 2 să fie altfel. Și o să demonstrăm că se poate și altfel. Stimați cetățeni ai sectorului 2, ca locuitor al sectorului 2, pot să spun că este momentul să schimbăm PSD-ul din primăria sectorului 2. Este momentul să aducem oameni care își doresc să muncească în spiritul valorilor, în spiritul adevărului, în spiritul integrității morale. Să facem, deci, o curățenie la sectorul 2. Să le arătăm că se poate și altfel, să le arătăm că este momentul să se realizeze lucruri fără corupție și, în felul acesta, să dăm o nouă față sectorului 2. Îi urez colegului meu mult succes și vreau să-l asigur că întreaga echipă a Partidului Național Liberal îi este alături și vom merge umăr la umăr către victorie. Pentru că împreună putem face lucrul acesta. Vă mulțumesc! Bună ziua! Spuneam ieri că Bucureștiul se face bine și România se face bine. Și a circulat pe internet săptămânile trecute, în perioada aceasta de COVID, caricatura aceea cu o coadă enormă de oameni care criticau, o coadă ceva mai mică de oameni care își dau cu părerea și un spațiu gol cu oameni care făceau. Radu Mihaiu este unul dintre puținii oameni care vorbesc puțin și fac foarte multe lucruri. Și vă spun asta pentru că am avut bucuria să lucrez timp de câteva luni cu el în Ministerul Fondurilor Europene, în timpul guvernării Cioloș. Și Radu este unul dintre aceia care s-a hămat să facă un lucru pe care nu îndrăznea nimeni și n-a îndrăznit nimeni până atunci să-l facă, respectiv să transparentizeze și să facă publice contractele de achiziții pe fonduri europene. Și transparentizarea celor contracte, toată lista aceea de contracte, îi se datorează în mod direct lui personal. Este un om care, spun și confirm în fața dumneavoastră, e serios. Are acele două caracteristici despre care USR Plus vorbește de mult timp în campanii. Competență și onestitate.
Sunt acele două calități pe care construim proiectul de pentru București alături de partenerii de la Partidul Național Liberal și sunt cele două lucruri de care Bucureștiul, după 30 de ani, are disperată nevoie, tocmai din faptul că aerul pe care respirăm e din ce în ce mai greu, tocmai din faptul că gunoaiele tind să ne cotropească, iar orele în trafic se înmulțesc cu fiecare lună și cu fiecare an. Or, Radu Mihaiu pentru sectorul 2 este cu adevărat o alternativă sănătoasă și corectă. Și spuneam de lucruri și de exemple despre ce înseamnă un om care face, spre deosebire de multitudinea de oameni care își dau cu părerea sau critică. Vă amintiți cu toții acel efort al nostru, al societății, 1 milion de semnături pentru fără penal în funcții publice. Proiect care se află acum în buza Parlamentului, a ajuns la Senat, sunt convins că vom reuși să-l ducem spre referendum și să devină o realitate. Radu Mihaiu, pe nume personal, este unul dintre cei mai performanți oameni în strângerea de semnături. El personal, în acea vară, a strâns 4.000 de semnături. Este unul dintre oamenii cei mai performanți în acel efort pe care l-am făcut toți ca societate și a luat familia și a călătorit cu mașina prin întreaga țară adunând aceste 4.000 de semnături. Nu cred că există exemplu mai edificator și mai explicit de ce un astfel de om cu astfel de valori merită cu adevărat să fie primarul sectorului 2, un sector cu multe traume de primari, cu probleme și cu alt tip de valori, dacă ne uităm în istoria nu foarte îndepărtată. De aceea sunt aici și îl susțin cu tot sufletul și cu toată încrederea pe Radu Mihaiu pentru această candidatură, pentru că sectorul 2 are o șansă uriașă să devină un sector cu adevărat european, digital, modern, responsabil și serios. Mult succes, Radu, mult succes, Nicușor Dan, mult succes Bucureștiului pentru o capitală cu adevărat europeană. Mulțumesc! Bună seara! Partidul Național Liberal sprijină candidatura lui Radu Mihaiu pentru primăria sectorului 2. Fac această precizare către toți simpatizanții Partidului Național Liberal, pentru că sunt unii care încearcă să creeze confuzii. Deci, repet, Partidul Național Liberal a format pe întregul București o echipă cu partenerii de la USR Plus și susțin pentru primăria capitalei candidatura lui Nicușor Dan, iar aici, la primăria sectorului 2, candidatura lui Radu Mihaiu. Cine altcineva ar putea să aducă fonduri europene decât cineva care a fost în Ministerul Fondurilor Europene, a girat această funcție într-o perioadă dificilă și care, într-un timp relativ scurt, a reușit să facă pași extrem de importanți pentru absorpția fondurilor europene. Cine altcineva poate ști mai bine problemele părinților din sectorul 2 decât Radu Mihaiu, care este tatăl a două fete și care știe din experiență proprie că în București, în sectorul 2, este nevoie de creșe, este nevoie de grădiniță, este nevoie de generalizarea after school-ului, este nevoie de soluții care să permită părinților să își desfășoare activitatea profesională fără să fie afectată această activitate profesională și cariera de lipsa de organizare la nivelul sectorului 2. Cine altcineva poate să știe ce înseamnă soluții inteligente de administrație și digitalizare decât Radu Mihaiu, care este un om care se ocupă cu soluții inteligente, cu softuri, cu IT și care nu lucrează numai pentru piața românească, ci are partener extern care îl apreciază și care beneficiază de activitatea firmei pe care o conduci. Cine altcineva știe ce trebuie făcut pentru crearea de locuri de muncă, pentru apărarea locurilor de muncă, decât un om care este angajator și care are 40 de angajați, care
își primesc salariul și datorită priceperii, abilităților manageriale și foarte bune administrări a companiei. Radu Mihaiu este o soluție excelentă pentru sectorul 2. Sunt unii care mi-au zis că nu e foarte cunoscut. I-am întrebat, cunoaște cine e primarul sectorului 2? Nimeni dintre locuitorii sectorului 2 cu care m-am întâlnit n-a fost în stare să-mi spună cine e primarul sectorului 2. Păi Radu Mihaiu s-a întâlnit cu mai mulți locuitori ai sectorului 2 numai în ultimele două luni, nu vorbesc de campaniile anterioare, de 100 de ori față de numărul de oameni cu care s-a întâlnit cel care zice că e primarul sectorului 2. Cred că sectorul 2 are nevoie de un primar care să fie cunoscut, care să fie în contact permanent cu oamenii, care să fie accesibil, care să cunoască problemele, care să fie permanent pe teren, acolo unde lucrurile nu funcționează, nu la poză de Facebook, la spălatul a 2 metri pătrați de trotuar pentru cel care filmează. Radu Mihaiu este un om modern, un om care este un adevărat antreprenor, iar sectorul 2 are nevoie de un antreprenor. Sectorul 2 a fost extrem de prost administrat și de administrațiile anterioare, din păcate, a încăput pe mâna PSD-ului de prea multă vreme. Sectorul 2 are nevoie de o nouă viziune, de modernitate, de adaptare la mileniul în care trăim. Altfel va rămâne sectorul cu roata care stă pe loc, nu știu dacă ați văzut roata învârtindu-se vreodată, și cu un primar pe care nu-l cunoaște nimeni. Suntem alături, ca Partid Național Liberal, de Radu Mihaiu, de echipa de candidați ai USR Plus, de Nicușor Dan. Și stau și mă uit așa în sectorul 2, că pe fir au apucat-o investițiile așa, în ultimele două luni de mandat. La doamna Ghica am văzut organizare de șantier. Numai că a uitat să comunice cu primarul sectorului 2 să-i spună, bă, nu scoate toți pomii, nu pune pom noi, nu fă spațiu verde nou, pe care ulterior să-l distrugă șantierul pe care îl fac eu la doamna Ghica. Am văzut că la capătul Pantelimonului a început să răsară scheletul unui park and ride, nu știu dacă știe. Lucrurile nu se fac pe ultima 100 de metri, porcul nu se îngrașă în ajun. Ceea ce n-ai făcut 4 ani de zile, degeaba încerci să arăți că ești capabil să faci. Echipa Dreptei pentru București este echipa care oferă Bucureștiului șansa unei dezvoltări rapide, șansa rezolvării problemelor grave cu care se confruntă Bucureștiul, traficul infernal, lipsa parcărilor, aerul extrem de poluat și toate celelalte categorii de probleme care nu au fost rezolvate și pentru care PSD nu este capabil să ofere soluții. Am convingerea că această echipă va reda Bucureștiului strălucirea pe care o are, va scoate la lumină frumosul care există în București și care a fost acoperit de noroaiele și de minciunile aruncate de PSD în ultimii 12 ani. Succes, Radu Mihaiu! Succes, Nicușor Dan! Bună seara! Suntem aici pentru noul București, pentru un oraș în care te miști mai bine, respiri mai bine, câștigi mai bine. Pentru asta și-au dat mâna Partidul Național Liberal și Alianța USR Plus și pentru că cetățenii din București, exasperați de trafic, de poluare, de lipsa apei calde, de falimentul administrației publice, au spus uniți-vă și scăpați-ne de PSD. Suntem în sectorul 2, e sectorul în care, acompaniată de poliția locală, intră primarul municipiului București în fiecare zi în București,
și se întoarce seara. Este sectorul în care, în campania electorală, primarul PSD a promis parcări rezidențiale, a promis creșe, a promis locuințe sociale și a reușit să planteze panseluțe iarna. Cam asta e rezultatul. Suntem într-un sector în care rata de absorpție a fondurilor europene este 0,3%. Avem un candidat, Radu Mihaiu. Este un IT-ist, este un antreprenor, cineva care înțelege ce înseamnă să conduce echipe, cineva care înțelege secolul în care ne aflăm. Am mare încredere că o să fie un primar bun pentru sectorul 2. Sectorul 2 este un sector cu mari oportunități. Sectorul 2, după sectorul 1, este sectorul în care se găsește cea mai mare parte a patrimoniului construit din București și, în special, în perioada Onțanu, acest patrimoniu construit a fost grav, grav afectat. Sectorul 2 are o mare oportunitate în zona industrială de lângă piața Obor, pe care nu trebuie, așa cum apar tot mai multe puzuri, să dezvoltăm alte blocuri de locuințe, să facem din acea zonă o zonă dormitoră a Bucureștiului, ci dimpotrivă, așa cum au gândit oamenii care au elaborat planul urbanistic general acum 20 de ani, trebuie să facem o zonă care să atragă, să creeze locuri de muncă. Pentru sectorul 2, împreună, vom face parcări la intrarea în oraș. S-a vorbit de parcare, o să terminăm, bineînțeles, parcarea începută de 3 ani și nerealizată la Colentina, la Pantelimon, o să mai facem una la ieșirea din Pantelimon, o să mai facem una la Colentina. O să facem metroul de suprafață, care o să aibă una din gările importante în gara Obor. Apropo, mâine, pe ordinea de zi a Consiliului General, este un puz care prevede bloc de locuințe la 15 metri de gara Obor. Adică niște oameni care o să aibă niște trenuri din 5 în 5 minute. Sper să nu se aprobe proiectul ăsta. Are nevoie sectorul 2 de spații verzi și sunt fonduri europene pentru asta. Și dacă vorbim de transport public, o linie care necesită modernizare urgentă este linia 36 de tramvai, pentru care, din nou, sunt fonduri europene și trebuie doar să fim în stare să scriem proiecte pentru a le lua. Una peste alta, aveți în spate o echipă care cere votul și sunt convins că bucureștenii o să știe să facă diferența și o să știe să scoată Bucureștiul dintr-o administrație feudală în care PSD-ul, din păcate, l-a dus. Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezență. Doresc să mulțumesc și celor trei partide care mi-au acordat încrederea, PNL, Plus și USR, partide care susțin candidatura pentru primăria sectorului 2. Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor voluntarilor care în fiecare zi stau în stradă și strâng semnături și fac campanie pentru candidatura mea și candidatura USR Plus și candidatura PNL la schimbarea primăriei sectorului 2. Este o responsabilitate imensă această încredere și voi avea grijă să mă ridic la standardele acestei încrederi. De 20 de ani, PSD-ismul se află la conducerea sectorului 2. Fie că se numește Onțanu, fie că se numește Toader, primarii sectorului 2 s-au întrecut în populisme, în corupție și în spolierea banului public. Adevărul este că de 20 de ani, oamenii, bucureștenii,
cetățenii sectorului 2. Societatea a evoluat mult mai repede decât administrația publică locală. Adevărul este că administrația publică locală a sectorului 2 a rămas la nivelul anilor 2000, de unde a luat-o domnul Onțan. Suntem obligați să recuperăm timpul pierdut de vechii politicieni. Suntem obligați să aducem administrația locală a sectorului 2 la nivelul societății de astăzi. Acum 4 ani, când eram secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu echipa Guvernului Tehnocrat, am reușit cea mai mare absorpție de fonduri europene din istoria României, peste 7 miliarde de euro. Asta ne-a arătat că oamenii integri și competenți chiar pot face diferența în administrația locală. Asta vom face și la sectorul 2. Prioritățile mele pentru sectorul 2 sunt prioritățile unui trai modern și un trai civilizat. Prioritățile mele sunt prioritățile cetățenilor sectorului 2. Vrem o curățenie ca acasă, nu vrem ca atunci când ieșim în stradă să vedem munți de gunoaie de care nu se ocupă nimeni. Vrem o comunitate de afaceri prosperă, care să genereze dezvoltare, să genereze prosperitate. Vrem să se creeze start-up-uri, afaceri noi în sectorul 2 și să rămână în sectorul 2, pentru că asta generează prosperitate. Vrem să avem locuri de muncă aproape de casă, vrem spații verzi mai multe. Sectorul 2 este sectorul cu cel mai puțin spațiu verde pe cap de locuitor. Vrem locuri de petrecere a timpului liber, vrem să nu mai fim sufocați de mașini, să nu mai petrecem 2 ore în trafic în fiecare zi. Vrem siguranță pentru noi și pentru copiii noștri. Vrem o primărie mai suplă și care să reacționeze prompt la nevoile cetățenilor. Vrem, cu alte cuvinte, o țară ca afară. Și o vom face. Mergând pe stradă și stând de vorbă cu oamenii, a apărut foarte des întrebarea: ce garanție îmi dai tu că te vei ține de cuvânt? Toți politicienii mi-au spus că vor face și după aia, când au ajuns la putere, au uitat. Cum te-aș putea crede pe tine? Și am stat și m-am gândit și am zis: oamenii ăștia au ceva important de spus. Într-adevăr, cetățenii au văzut cum politicienii nu și-au respectat promisiunile. Dar motivul pentru care eu voi respecta aceste promisiuni este motivul pentru care am intrat în politică. Eu n-am intrat în politică pentru bani. Am dezvoltat de la zero o firmă care mi-asigură un venit suficient pentru mine, pentru familia mea. Am intrat în politică după ziua de 30 octombrie 2015. După colectiv. Au murit 64 de oameni la colectiv și alte câteva sute au fost răniți acolo. Și în noaptea aceea de 30 octombrie m-am gândit că indiferent câți bani aș câștiga cu firma mea, indiferent la ce școli de stat sau private le voi duce pe fetițele mele, indiferent la ce spitale le voi duce, de stat sau private, când vor crește mari, vor merge în cluburi precum colectiv și vor fi la mâna unor politicieni ca aceea care erau în 2015. Și dacă noi până atunci, până când fetițele mele vor fi mari, nu vom fi reușit să scoatem din politică impostura, incompetența și delăsarea, atunci fetițele mele și copiii din generația lor vor suferi așa cum am suferit noi pe 30 octombrie 2015. Și ăsta este motivul pentru care eu nu voi uita niciodată de ce am intrat în politică. Dreapta cinstită s-a unit pentru a scoate PSD-ismul din București, din primăriile bucureștene. E timpul să nu mai acceptăm că incompetența, delăsarea, corupția sunt de la sine înțelese, sunt inevitabile. E timpul să nu mai fim conduși de oameni precum Firea, precum Toader, precum Onțanu. E timpul lui Nicu Șordan, e timpul lui Clotilde Armand,
Este timpul lui Adrian Moraru, Simona Ispătaru, Cristi Băcanu, Ciprian Ciucu și Radu Mihaiu. E timpul schimbării, ne vedem la vot. Întrebări dacă aveți vreo. Și cu noi, junior.